horoscop zilnic. Horoscopul zodiei Berbec. Trebuie să decideți în ce mai mult aveți încredere, propriul bun simț sau opinia altora. Încercările de a vă adopta planurile la ambele circumstanțe nu vor aduce nimic bun, dar dacă evaluați cu adevărat situația, nu vă lăsați copleșiți de fantezii și nu considerați dorințele drept realitate, atunci veți găsi cu siguranță răspunsurile corecte la toate întrebările care apar în timpul zilei. Nu sunt excluse dezacordurile cu cei dragi. Încearcă să reacționezi calm și cu umor la comentariile care ți se adresează. Până seară totul se va rezolva. Armonia în relație va fi restabilită. Horoscopul zodiei Taur. O zi potrivită pentru orice afacere utilă, atingerea obiectivelor reale. Nu plana în nori, nu pierde timpul pe vise goale. Concentrați-vă pe ceea ce puteți realiza cu propriile eforturi. Puteți conta pe ajutorul și sprijinul aliaților, dar primii pași în direcția aleasă trebuie să fie făcuți independent. Zi favorabilă în ceea ce privesc relațiile personale. Vă este ușor să ghiciți ce vor ceilalți, la ce se străduiesc și ce visează. Va fi posibil să puneți capăt dezacordurilor de lungă durată, să lăsați unele nemulțumiri în trecut. Horoscopul zodiei Gemeni. Pregătește-te pentru o muncă serioasă. Există o șansă de a reuși în multe lucruri. Orice conversații pe teme profesionale sunt utile. Puteți fi de acord cu privire la cooperare pe termen lung sau schimbarea muncii pentru una mai bine plătită. Reușești să rezolvi nu numai problemele tale, ci și ale celorlalți. Oamenii din jurul tău vor fi foarte recunoscători pentru ajutor. Călătoriile, chiar și cele foarte scurte, aduc multă bucurie. Adesea este suficient să schimbi mediul pentru un timp scurt pentru a îmbunătăți starea de spirit. Îți vine inspirația, apar idei pe care vrei să le implementezi imediat. Horoscopul zodiei Rac. În ciuda unor dificultăți, ziua poate fi numită bună. Veți obține succes în afaceri, veți rezolva probleme dificile de muncă. Există șansa de a consolida pozițiile profesionale și de a urca pe scara carierei. Te înțelegi bine cu oamenii. Sinceritatea și deschiderea ajută la găsirea unui limbaj comun cu vechii cunoscuți și câștigă simpatia celor noi. Să vă ocupați de lucruri care necesită creativitate. Adesea veniți cu ceva la care nimeni altcineva nu s-ar fi gândit. Oamenii din jurul tău admiră viziunea ta neobișnuită asupra lucrurilor. Horoscopul zodiei Leu. Acordați-vă o dispoziție serioasă. Trebuie să lucrați din greu. Eforturile nu vor fi în zadar. Datorită eforturilor depuse, situația voastră financiară se va îmbunătăți. Se vor deschide noi oportunități. Este posibil să trebuiască să renunțați la unele distracții planificate pentru a lucra ore suplimentare. Relațiile cu cei dragi se dezvoltă armonios și uniform. Certurile și conflictele sunt puțin probabile. Puteți discuta probleme legate de proprietate comună sau bugetului comun. Puteți planifica achizițiile viitoare. Prietenii vechi pot face oferte pe care nu veți dori să le refuzați. Horoscopul zodiei Fecioară. O zi neobișnuit de bună pentru creativitate. Imaginația ta nu cunoaște granițe. Ideile care îți vin în minte surprind și încântă pe ceilalți. Puteți începe să implementați proiecte comerciale dacă doriți să le faceți nu numai de dragul banilor, ci și pentru suflet. Ziua este de asemenea potrivită pentru studiu și puteți începe să studiați discipline complet noi și să vă perfecționați în cele deja cunoscute. Prietenii vechi sau oamenii apropiați își împărtășesc de bună voie ideile. Sunteți bucuroși să ajutați cu fapte și sfaturi. Cu siguranță nu te vei plictisi. Horoscopul zodiei Balanță. Fii atent dimineața. Chiar și cu lucrurile obișnuite azi nu le faci față imediat, adesea se descoperă în ele un fel de captură. Puteți apela la prieteni vechi, aliați de încredere, pentru ajutor. Aceștia nu vă vor dezamăgi. Încercați să nu dați degajare emoțiilor, mai ales în mijlocul zilei. În acest moment este mai bine să vă comportați cât mai discret posibil. Acest lucru va face viața mai ușoară pentru dumneavoastră. Seara veți avea ocazia să vă odihniți minunat, să discutați cu prietenii care v-au încântat de mai multe ori, cu o vedere sănătoasă asupra lumii și sfaturi excelente. Horoscopul zodiei Scorpion.
ziua asistenței reciproce și a unirii forțelor. Cu cât te ocupi mai mult de afacerile altora, cu atât șansele tale de a reuși să-ți rezolvi propriile probleme sunt mai mari. Interesul pentru viața publică este în creștere. Persoanele cu aceeași idee nu numai că se găsesc reciproc, ci și întocmesc un plan de acțiuni comune, apoi trec de la cuvinte la fapte. Începutul relațiilor prietenoase sau romantice este posibil. Multor oameni le plac ideile tale originale, modul neobișnuit de a privi lucrurile și manierele plăcute. Nu vă veți pierde capul, dar este posibil că veți fi pătruns de simpatie pentru cineva. Horoscopul soției săgetător. Orice s-ar întâmpla în această zi, nu vei renunța la punctul tău de vedere. În curând va deveni clar că părerea ta a fost corectă și chiar și cei mai încăpățânați adversari vor fi obligați să o recunoască. Sunteți energic, nu vă este frică de nicio muncă, chiar și cea mai dificilă, și rezolvați probleme care erau prea dure pentru alții. Viața personală se poate estompa în fundal. Rudele vor reacționa la acest lucru cu înțelegere. Nu vor fi ofensați dacă trebuie să schimbați planurile generale, să amânați unele distracții și întâlniri. Seara veți găsi cu siguranță o modalitate de a mulțumi pe cei care vă sunt dragi. Horoscopul zodiei Capricorn. Zi norocoasă. Chiar și cu muncă dificilă te descurci repede și o faci atât de bine încât nimeni nu va avea plângeri. Pot apărea propuneri de afaceri, acceptându-le, nu numai că vă puteți realiza într-un domeniu complet nou, dar de asemenea puteți urca pe scara carierei. Surprize plăcute sunt probabile la sfârșitul zilei. Oamenii cărora le pasă de tine vor găsi o modalitate de a te mulțumi. Și tu poți veni cu ceva interesant. Nici cele mai îndrăznițe și mai ciudate idei nu trebuie respinse. Cel mai probabil, acestea vor fi în curând implementate. Horoscopul zodiei Vărsător. O zi grozavă, ușoară, plăcută, fericită din nou și din nou. Cu plăcere comunici cu oameni diferiți, găsești un limbaj comun cu cei care nu sunt deloc ca tine. Farmecul tău este irezistibil și ajută să câștigi favoarea chiar și a celor cărora de obicei nu le place nimeni. Conversațiile cu conducerea, întâlnirile cu oamenii influenți merg bine. Este posibilă soluționarea conflictelor familiare de lungă durată. Acum ești gata să recunoști că nu ai avut dreptate în toate și să încerci să-ți corectezi greșelile. Oamenii din jurul tău apreciază acest fapt și merg în multe în întâmpinarea ta. Horoscopul zodiei Pești. O zi favorabilă comunicării, negocierilor într-un cadru informal și formal. Găsiți cu ușurință un limbaj comun cu alții. Multor oameni le place. Este puțin probabil ca cineva să poată rămâne complet indiferent față de farmecul tău. Simțul afacerii nu eșuează. Toate tranzacțiile încheiate sunt extrem de reușite. Rudele vă vor încânta cu vești bune și vă vor oferi ceva interesant. Aceasta este o zi bună pentru unele eforturi familiare. Apar multe planuri, în implementarea cărora rudele și vechii prieteni vor ajuta cu plăcere. Horoscopul zilei de azi.